throne and reign. Dumnezeu ne vrea pe fiecare să fim cu El pe tronul ceresc și să domnim peste universul întreg. We are not going to heaven to sing songs. Nu vom merge în cer doar ca să cântăm cântece. Here for a worship to sit for 2 hours, it's hard for us. Aici pe pământ venim de multe ori la casa Domnului, stăm 2 ceasuri în biserică și cântăm și pentru noi este greu să stăm 2 ceasuri în biserică. But in heaven for eternity what will you do? Dar în cer pentru o eternitate ce credeți că o să fac? There's no sleep. Acolo nu va fi somn. No death. Nu va mai fi moarte. No darkness. No. No darkness. Darkness. Nu va mai fi întuneric. No watches. Nu vor mai fi ceasuri. No calendars. Nu vor mai fi calendare. What will you do? Ce credeți că o să facem acolo? A throne is waiting for us. Tronul lui Dumnezeu ne așteaptă acolo. Look at the desire of God. Uitați-vă la dorința lui Dumnezeu. He wants you and me to sit with him on the throne and reign for eternity. Vrea ca noi să ședem cu Hristos pe tronul Său din cer, să tronăm peste univers toată eternitatea. None of the angels have a privilege like this, but God has given us a privilege. Niciunul dintre îngerii creați nu sunt creați pentru scopul acesta, însă Domnul ne-a dat nouă privilegiul acesta, perspectiva aceasta. Let us look at our life. Să ne uităm la viața noastră. Am I growing? Să ne întrebăm, cresc în credință în asemănare cu Dumnezeu? Look at all that He has done in our life. Să înțelegem ce face și ce a făcut până acum în viața noastră. He has been so good to us. Să realizăm, să recunoaștem ce bun a fost Domnul cu noi. Turn with me to 2 Peter chapter 1. Vă rog să întoarceți Sfânta Scriptură la a doua epistolă a lui Petru, capitolul 1. Chapter 1, verse 3. Începând cu versul 3, aceste două versete. According as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui, prin care El ne-a dat cunoștințele Lui nespuse mari și scumpe. Here it says, according as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dat totul ce privește viața și evlavia. God says, He has given us everything that is required by His divine power. Scriptura ne dezvăluie aici că Dumnezeu ne-a pus totul la dispoziție, ne-a dat totul pentru a putea trăi o viață dumnezeiască în evlavie. As I said earlier, it's He who put you on the plane and brought you to Vancouver. Cum am subliniat cu câteva minute înainte, Dumnezeu a plănuit să veniți la Vancouver. Many wanted to come, they are not here. Mulți dintre aceia din țara noastră care ar vrea să vină aici, nu sunt aici. Many of you did not want to come, but He brought you here. Mulți dintre noastră probabil n-ați vrut să veniți, dar cumva Dumnezeu a pregătit circumstanțele și v-a adus aici. Has He taken care of us? A purtat Domnul de grijă de când v-a adus aici? Has He been faithful? A fost credincios, Domnul? Is He faithful? Este credincios și astăzi? Has He fulfilled all your needs? Și a împlinit făgădințele și a purtat de grijă pentru toate nevoile dumneavoastră? A question. Has He fulfilled all your needs? A împlinit toate nevoile dumneavoastră, a purtat de grijă de toate nevoile. Yes or no? Yes. How many say no? He has fulfilled our needs, but He has not fulfilled all our desires. El împlinește nevoile noastre fundamentale, dar nu toate dorințele și nevoile noastre. Our needs are different, our desires are different. Dorințele sunt unele și nevoile altele. Is it true? Este adevărat. He will fulfill our needs, but He'll never fulfill all your desires. Slavă Domnului! Dumnezeu este credincios să ne împlinească toate nevoile, să ne poartă de ce avem nevoie. Dar nu ne va împlini niciodată toate dorințele și mofturile. He can fulfill all your desires, but He will not fulfill all your desires. He can. Poate. Are resursele și potențialul să ne împlinească și toate dorințele. Dar nu vrea să facă lucrul acesta.
Why will he not fulfill your desires? De ce credeți că Domnul nu vă împlinește și nu ne împlinește chiar toate dorințele? Majority of our prayers are also, Lord, I want this, 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 this. În contextul în care fiecare ne cunoaștem pe noi înșine și știm că rugăciunile noastre de multe ori sunt doar de cerere. Doamne, vreau asta și lucrul acesta și cealaltă. We have a big list before God. De multe ori avem liste lungi de cerere înainte Domnului. Looking at our prayers, it appears, poor God, he doesn't know what I need. De parcă Domnul nu știa și că ne rugăm de ce avem nevoie. Is it true? Este adevărat? Today look at the prayers of people, Lord. 1, 2, 3, 4, 5, 6. If you fulfill, I'll be happy. If you don't, I'm not going to church. Așa cum oamenii vin spune, Domnul, uite, Doamne, ce nevoie am. Dacă îmi faci asta și îmi dai cealaltă și îmi realizezi problema asta, o să vin la biserică. Dacă nu. Many are offended at God because God did not fulfill their desires. Mulți sunt ofensați înaintea lui Dumnezeu de faptul că Dumnezeu nu le împlinește chiar toate dorințele. They cry, thinking that seeing the tears, God will fulfill their desires. Și plâng înaintea Domnului, încercând să impresioneze pe Domnul, crezând că în felul acesta Dumnezeu va împlini și dorințele, toate dorințele. I want you to understand tonight, God did not create you to fulfill your desires. He created you to fulfill His desires. Amen. Vreau să înțelegi astăzi ce ați înțeles. Dumnezeu v-a creat, Dumnezeu ne-a creat pe toți, nu să ne împlinească nouă dorințele, ci ca noi să trăim pentru a împlini dorințele Lui. Is it true? Yes. But it's hard. Yes. Este adevărat, dar este dificil. It's really painful. Este dureros, dificil. He can fulfill your desires. Știm că El ne poate împlini toate dorințele. But because He loves you, He is not going to fulfill your desires. Dar pentru că ne iubește, nu ne va împlini chiar toate dorințele. It's not because He hates you. Nu pentru că ne urăște. It's because He loves you, He will not fulfill your desires. Pentru că ne iubește, de aceea nu ne va împlini chiar toate dorințele. Why? De ce? Because if He starts fulfilling my desires, there is no end to my desires. Pentru că dacă Dumnezeu ar începea să ne împlinească chiar toate dorințele, nu ne vom mai opri din a aduce dorințele înainte Lui și atunci va trebui tot timpul să lucreze ca să împlinească nouă dorințele și pofturile. Today you pray for a car and suppose God gives you a beautiful car. Dacă să presupunem ca să se rogi Domnului să-ți dea o mașină și o mașină frumoasă și scumpă și El îți dă o mașină scumpă și frumoasă. It's not hard for Him. He can give you a BMW within one day. He can create it for you. It's not hard. He's the creator. Nu este greu pentru Domnul să creeze un BMW special pentru tine. Toate opțiunile pe care le vrei. El poate să facă lucrul acesta. But if He gives you one BMW tonight, dar dacă Domnul îți dă astăzi un BMW fully charged cu toate opțiunile, how many years will you drive it? After 2 years you'll be fed up. Cât timp o să fii mulțumit cu el? Cred eu că foarte repede, în 2 ani maxim, o să vrei altul. You're not going to drive it for 15 years. Cu siguranță, nu o să-l conduci pentru 15 ani, știind că Domnul îți mai poate da unul, mai bun. After 2 years, your prayer will be, Lord, I want something else. După 2 ani, îmi spune Domnul, Doamne, vreau o altă mașină. That's the reason He does not fulfill your desires, because if He starts doing it, then there is no end to it. Dumnezeu ne cunoaște pentru că ne-a creat și știe că dacă ne-ar împlini toate mofturile, nu ne-a mai oprit din a aduce înainte dorințe de genul acesta. And if He fulfills all your desires, then you know it will be hard to leave this earth and go home. You will pray, Lord, don't come. This is my home. Și încă un lucru, dacă Dumnezeu ne-ar da chiar tot ce ar cere inima noastră, pentru că vrem să avem ce are lumea, ne-ar fi greu să ne mai dezlipim de lumea aceasta și în loc să-i spunem, Doamne, vino, Doamne Iisuse, i-am spune, Doamne, încă nu vin, să mai bucur de ce mai, ce mi-ai dat. Whether you like it or not, you have to leave everything and you have to go empty-handed. Însă trebuie să înțelegem astăzi, să ne aducem aminte ceea ce deja știm. Va trebui fiecare să plecăm cu mânuțele goale din lumea aceasta. This world is not our home. Lumea noastră, lumea aceasta nu este casa noastră eternă. Our home is up there, waiting for us. Locul nostru veșnic este dincolo de noi. He loves us that much. Dumnezeu ne iubește așa de mult, că pregătește ceva acolo. That's the reason He does not fulfill our desires. Pentru motivul acesta, să ne legăm prea mult de pământ, nu ne împlinește chiar toate dorințele. But He has taken care of our needs. Însă Dumnezeu a fost credincios să ne împlinească toate nevoile. Can we look back and thank God for not answering all our prayers? Dacă suntem sinceri înaintea lui Dumnezeu, putem să privim în urmă în viața noastră să
Îi mulțumim Domnului că nu ne-a răspuns chiar la toate rugăciunile. It's easy to thank God for answering our prayers, but it's hard to thank God for not answering our prayers. Este ușor să-i mulțumim Domnului când ne împlinește rugăciunile, însă mai dificil să-i mulțumim Domnului atunci când nu ne împlinește rugăciunile. Can you imagine how much He loves you? Îți poți imagina, poți să înțelegi iubitul nostru că orice mult te iubește. More than you love yourself, there is someone who loves you. Mai mult chiar decât te iubești tu pe tine însuți, Dumnezeu te iubește. He created us out of dust. Te-a creat și m-a creat din țărâna pământului. Adam did not have to ask for anything without his asking. Everything was taken care of. Adam nu a trebuit să-i ceară nimic Domnului ca să poată trăi, ci chiar înainte să-i ceară ceva, Dumnezeu i-a dat totul de ce a avut nevoie să poată trăi. Suppose God had created Adam on the first day and asked him, "Sir, what do you want? What would be the request of Adam?" Să presupunem că Dumnezeu l-ar fi creat pe Adam nu ziua a șasea, ci în prima zi și l-ar fi întrebat, Adame, ce ai vrea să ai? When did He create man? Însă Dumnezeu l-a creat pe om în ziua? First day or the sixth? A șasea sau întâia? A șasea. He knows what man needs. Pentru că Dumnezeu știe ce are nevoie omul. He knows your needs. You don't know your needs. Our Father knows it. Și la fel, Dumnezeu știe nevoile tale, cum le-a știut pe lui Adam. What a comfort we have. We have a Father who knows my needs. Și ce liniște sufletească ar trebui să avem. Realizând faptul că Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc, ne știe toate nevoile. That's the reason a child of God prays, Lord, not my will, but Thy will be done. Și în contextul acesta, cu înțelegerea aceasta, adevărații copii al Dumnezeu se roagă cu sinceritate. Doamne, nu voia mea să se facă. We bring our request before God. It's true. Trebuie să ne aducem cererile înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. But at the end, what do we pray? Dar la sfârșitul rugăciunii, ce trebuie să-i spunem Domnului? Not my will, but Thy will be done. Doamne, astea sunt cererile mele, dar în cele din urmă, nu voia mea, ci voia Ta. Why do you say that? Și de ce trebuie să spunem aceasta? I know He loves me. Pentru că știm că El ne iubește. When you look at your life, problems have come. Când te uiți în viața ta, Domnul meu Scriptură, au fost probleme. See, what's the attitude today of believers? We don't want problems in our life, right? Și dacă ne uităm în jurul nostru, la majoritatea credincioșilor, care este reacția lor? Nu vrem probleme în viața noastră, nu vrem dificultăți. When a problem comes, what is our prayer? Când vine o problemă în viața noastră, cum ne rugăm? The number first thing, we'll rebuke the devil. Primul lucru, nu strâng pe diavol. Because that's our attitude. Devil brings all the problems. Pentru că mulți cred că problemele vin de la Satan. Because we think, our Father, He loves me so much, He will never allow any pain in my life. Impresia multora este că Dumnezeu Tatăl ne iubește așa de mult încât nu-și permite să ne dea El probleme în viața noastră. It's the most, an irony when a believer starts rebuking the devil for everything. Însă este o ironie înaintea Domnului când credinciosul vine și mustră pe diavolul și pune toate problemele în cârca diavolului, că toate au venit din pricina diavolului. I'll commit a mistake, but I'll not take the responsibility. I'll rebuke him. De multe ori când noi facem greșeli, dăm vina pe diavol. Nu e vina noastră, e vina diavolului. After man committed sin, it's his character. He'll put the blame on everyone else, but not take the blame upon himself. Vă-ați aminte în grădina Edenului, când Domnul a păcătuit, nu a luat responsabilitatea asupra lui, ci a dat vina pe oricine a găsit înaintea lui. We think it's the devil who brings the problem. Și la fel credem noi. Nu noi suntem responsabili de probleme, ci Satana. A simple question. O întrebare scurtă și simplă.